și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, stăm din nou în fața Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Una din cele trei învieri pe care știm că le-a făcut Domnul, învierea fiicei lui Iair. Știți că Iair era mai mare de sinagogii. Sinagogă este locul în care stau împreună oamenii ca să se roage la evrei, între de biserică. Dar aș vrea să ne gândim astăzi puțin la Evanghelia aceasta cu o legătură strânsă cu noi înșine. Pentru că în ea ne putem regăsi și pe noi. O să ziceți, nu avem copii bolnavi, nu avem copii care sunt pe moarte. Dar, zice monacatistul Domnului Iisus Hristos despre fiica Cananergei, că, Doamne, nu am fiică, ci trup care cumplit este chinuit de diavol. Iar vreau să ne uităm puțin, în mod simbolic, la Evanghelia aceasta și să vedem dacă sinagoga este locul în care se adună toate și Iair este capul sinagogii, să ne gândim cum ar fi ființa noastră a fi în sinagoga. Și capul cine ar fi? Mintea. Mintea le conduce pe toate. Casa ar fi trupul. Soția ar fi sufletul. Și fiica ar fi inima. Dar inima nu ca și organ biologic. Și inima ca și locaș central, care pune în legătură totul, care dă viață, care dă motivație și trupului, și sufletului, și minții. Și atunci, vedem că omul care vrea să îl caute pe Dumnezeu, prima dată îl caută cu mintea. Venim cu gândul și citim sau ascultăm Evanghelia și mintea noastră începe să-și pună întrebări. Dacă nu ne punem întrebări, atunci înseamnă că nici măcar cu mintea nu căutăm. Și mintea, sau Iair, ce face? Cade la picioarele lui Iisus. Ați îngenunchea mintea la picioarele Domnului Iisus nu e un lucru ușor. De aceea, vedeți, de-a lungul istoriei, nu foarte mulți intelectuali l-au iubit pe Dumnezeu. Pentru că ați îngenunchea mintea înseamnă să te smerești. Înseamnă să recunoști că tot cât ai studiat tu pe pământul acesta în fața Domnului Iisus Hristos e zero. Iar mi-aduc aminte de un cuvânt din Acatist despre Sfântul Pavel, numit Luminătorul cel primitor de lumină al celor din întuneric. Ce a făcut Pavel? El era un om foarte inteligent, cu școală foarte multă, dar era în întuneric, pentru că mintea lui nu era la picioarele lui Iisus. Mintea lui era plină de mândrie. El socotea că face foarte bine prigonindu-i pe creștini. Până când? Până când stă față în față cu Domnul și atunci auzi ce zice Domnul, greu să lovești cu piciorul țepușă. Greu. Adică greu să renunți la mândria ta și la deșteptăciunea ce o ai. Greu să îngenunchezi mintea la picioarele Domnului Iisus. Greu să mergi la biserică. Greu să deschizi Scriptura. Greu să deschizi Cartea de Rugăciune. Greu să postești. Greu să îngenunchezi la spovedanie. Vreau să facem o paralelă aici și cu prezentarea noastră ca ființă integră în fața lui Hristos, dar și în fața duhovnicului. Pentru că seamănă foarte mult. Deci, prima dată trebuie să ne îngenunchem în fața lui Hristos. Dar după aceea și în fața duhovnicului. Și de multe ori găsim la mari duhovnici întrebarea aceasta, cum omul ăsta inteligent să meargă să se plece în fața unui preot cu mai puțină cultură, cu IQ mai mic decât el, inteligență mai mică decât el. Asta e foarte greu. Când știu că eu sunt mai deștept decât preotul, cum să mă duc să mă plec înaintea lui?
Deci asta e prima greutate. Ori părinții bisericii spun, stai un pic, că tu nu te pleci înaintea inteligenței lui. Tu mergi la spovedanie, te pleci înaintea harului pe care Dumnezeu l-a așezat acolo prin taina hilotoniei. Păi Iair, fiind mai marele sinagogii, gândiți-vă ce funcționalt avea și s-a aplicat social vorbind în fața cui? Fața a fiului unui întâmplar. Păi, cum se poate lucrul ăsta? Nu m-a prins smerenie. Și dacă s-a aplicat, zice, îl ruga să intre în casa lui. Adică ce trebuie să facem noi cu Hristos? Cu mintea noastră? Să rugăm să intre în casa noastră. Nu doar să-i spunem rugăciuni, să-i povestim, Doamne, hai să dacă o să-i spui preotul la biserică, hai să-mi mai spun niște rugăciuni. Hai să-ți mai tore niște poezii. Nu. Să chemăm pe Hristos să vină în casa noastră. Adică în trupul și în sufletul nostru. Și aici, atenție. Pe când se ducea Iisus, că Iisus dacă e chemat, să știți că merge. Dar trebuie să fie chemat. Pe când se ducea Iisus, mulțimile îl împresurau. N-am observat până acum detaliul ăsta. Și aici, Părintele Iustin zice foarte interesant. Cine sunt mulțimile astea care îl împresoară pe om atunci când îl cheamă pe Domnul în casa lui? Gândurile. Când vrei să trăiești cu Hristos, te împresurează o grămadă de gânduri. Oare bine am făcut? Dar dacă vine Iisus și schimbă tot în viața mea? Dar dacă nu-i bine? Dar ce o să zică vecinii, dar neamurile, dar unii, dar alții și o tonă de gânduri, de toate felurile, numai să te împiedice. Și pe tine, și pe Hristos să intre în casa ta. Ei, în ziua de astăzi sunt milioane de gânduri și de feluri de gânduri care nu-L lasă pe Domnul Iisus Hristos să vină în casa noastră. Nu-L lasă, că noi punem piedici. Și să știți că la fel e și cu spovedania. După ce am ieșit de la spovedanie, nu a fost bine, când am descărcat păcatele acolo, dar are bine că i-am spus eu preotului toate astea. Nu-i rău. Mai bine nu-i spuneam toate, că ce-l interesează pe el. Deci prima dată e atacul gândurilor și asta e o luptă foarte puternică. Și foarte puțin dintre noi ne spovedim și gândurile. Foarte puțin ne dăm seama că, de fapt, gândurile acestea rele care ne presoară ne împiedică adesea să facem cele bune. Sau de câte ori nu ați venit la biserică sau citind Scriptura, nu v-a pus în cap, păi trebuie să fac cutare sau cutare faptă bună. Sau trebuie să renunț la cutare sau la cutare păcat. Și după ce ne-am ridicat de acolo, sau după o zi, două, au venit gândurile, au venit prietenii, rudenile, sau diavolii, și ne-au scos ideea cea bună din cap, ne-au lăsat, nu lasă că cum a fost. Și până acum, cum ai fost? Ne-au băgat din nou în aceeași rutină. Deci, ce să știți, un pericol foarte mare. A ști să luptăm cu gândurile, nu-i ușor. Că cu păcatele astea grosere, exterioare, te vede lumea, mai de rușine, mai de frică, mai de una de alta, te mai lupți. Dar cu gândurile, nu știi nimeni, nici cel din casa ta nu știe ce gânduri ai. Cum să te lupți cu gândurile? Are Sfântul Evagrie Pontic o carte, cele 8 gânduri ale răutății. Și cum să luptăm cu ele, foarte interesant. Mă duc un pic mai departe. În timp ce mergea și mulțimile împresurau, deci îl împiedicau, se întâlnește pe cale cu o femeie. Nu știa nimeni. Era o înghesuială mare. Și Domnul Iisus se oprește, deși Iair a spus, e urgență, Doamne, vină acasă că fiica mea moare. Pentru Domnul Iisus Hristos nu e urgență ceea ce considerăm noi urgență. Niciodată. La Domnul Iisus Hristos altele sunt prioritățile. Și se oprește. Mulțimea înghesuită în jurul lui, Domnul Iisus se oprește liniștit și pune o întrebare foarte ciudată. Cine s-a atins de mine? Și Petru și ceilalți, Doamne, dar stai un pic. Păi uite, nu vezi ce înghesuială? Cum mă întreb cine s-a atins de tine? Atunci când venim la biserică, atunci când ne apropiem de Dumnezeu, noi ne-am obișnuit într-un fel formal să o facem. Și în felul ăsta formal nu se întâmplă nimic în noi. Nu se deschide Harul lui Dumnezeu dacă ne apropiem de formă de El. Și Domnul Iisus zice așa,
Nu, s-a atins de mine cineva, a ieșit o putere, am simțit că a ieșit o putere din mine. Cum s-a atins femeia asta? I-a provocat puterea lui Dumnezeu să iasă din Domnul Iisus Hristos. Cu câtă credință, că îți zice după aceea, îndrăznește credința ta, te-a mântuit. A mărturisit femeia, zicând, uite Doamne ce am pățit. Și aici iarăși interesant. Deci avea o scurgere de sânge și a cheltuit toată averea ei. Aici, ce înseamnă avea scurgere de sânge? Sângele este simbolul vieții. Se scurgea viața din ea. Exact ca și la fiica lui Iair. Exact ca și la inima noastră. Dacă nu se unește cu Hristos, se scurge viața. Trece timpul vieții acesteia, se scurge puterea din noi, se scurge râvna din noi, se scurge dragostea din noi. Că zicea Părintele Iustin Pârvu, mi-a spus cineva dimineață, atâta credință ai cât iubești. Cu cât iubești mai puțin, ai mai puțină credință. Uite, femeia aceasta iubea foarte mult. Și se pare că în dragostea ei s-a umplut de credință și și-a pus în cap, a mărturisit ea, și-a pus în cap numai să mă atinge poala hainei lui. Dacă vreți, gestul acesta seamănă leit cu gestul lui Iair. Că s-a plecat, unde s-a plecat? Unde e poala hainei? Nu e aici? Jos de tot. S-a plecat la marginea hainei Domnului Iisus Hristos. Și acum dacă nu zic în glumă, când haina e lungă, pe acolo e cel mai murdar. Deci s-a plecat femeia în locul cel mai de jos al Domnului Iisus Hristos. Ca să-și arate smerenia. Și încă un lucru foarte important. Ea n-a vrut să facă publică credința ei. N-a făcut spectacol din asta. Dacă nu oprea Domnul Iisus Hristos, nu știa absolut nimeni decât El, care le știe pe toate. Aș îndrăzni să spun că cele două evenimente și cu ea și cu femeia seamănă cu visele pe care le-a avut faraon în timpul lui Iosif. Aduceți aminte. Cu 7 spice grase și 7 slabe, cu 7 vaci grase și 7 slabe. Și au încercat să caute tâlcuirea. Și nu au găsit nicio tâlcuire și vine Iosif și spune, este un singur vis, faraon. Nu că sunt două vise, nu. Sunt două idei care te duc în același punct. Exact așa este și Evanghelia din ziua de astăzi. De aceea biserica a pus împreună. Sunt două întâmplări diferite care ne cheamă pe noi să căutăm vindecarea noastră în același fel, în același punct. Dacă vreți, femeia în scurgere de sânge a fost rezumatul întâmplării cu Iair. Și acum ce se întâmplă? De ce se oprește Domnul Iisus Hristos? Pentru că Iair n-avea chiar așa de multă credință ca și femeia. Pentru că mintea noastră, dacă este năpădită de gânduri, nu mai se încrede total în Dumnezeu. Și se intimidează de cei din jur. Și intimidată, nu mai crede. Și când nu mai crezi, pentru că te-ai influențat unul și altul, nici nu mai poți să iubești. Și dacă nu crezi și nu iubești, intri în deznădejde, intri în depresie, intri în întristare. Mergem mai departe. Arată Mântuitorul, pentru Iair în special, dar și pentru toți ceilalți, câtă credință are femeia cu scurgere de sânge. Și în timpul acesta, în timp ce vorbeau, zice, a venit cineva de la mai marele sinagogii zicând, a murit fiica ta. Nu mai supăra pe învățătorul. Ia uziți. Deci Domnul dovedește că prin credință se poate rezolva orice. Prin credință și smerenie. Să subliniem lucrul ăsta. Se poate rezolva orice. Și din casa lui Iair vine cineva și spune, nu mai deranja. Mă gândesc de câte ori. De unde din casa noastră? Din lăuntrul nostru, din adâncul nostru, din puțina noastră credință, vine șoapta. Nu mai deranja pe Domnul Iisus. Nu pentru atâta. Nu mai deranja pe duhovnic. Îmi spun o mulțime de tineri, că mai ales pe ei îi provoc
să mă sune când au o ispită sau să-mi trimit un mesaj. Și mulți îmi spun, da, pe cum să mă deranjez? Sau, discutând cu mulți părinți, copiii, mai ales după o vârstă, că nici ai pus întâmplătoare vârsta aceasta de 12 ani, cam aici începe adolescența cu cea mai critică perioadă din viața omului. Când tinerii se îndepărtează de părinți, când au niște transformări lăuntice, teribile și hormonale, dacă vreți, când încep să-și pună întrebări esențiale și dacă nu găsesc răspunsuri practice, nu teoretice, răspunsuri concrete și clare, se îndepărtează. De câte ori n-am auzit copiii, păi cum să spun părinților? Să nu-i deranjez pe părinți. O, ce greu ne este nouă să înțelegem că cel care te iubește nu poate să fie deranjat. Nici mama și tata care iubește copilul nu-i deranjată, chiar dacă nu-i place ceea ce spui. Dar nu cred că e deranjat un părinte că copilul îi spune o problemă. Nici duhovnicul nu cred că e deranjat dacă îi trimiți un mesaj sau dacă îl întrebi despre un lucru. Cum e adevărat că nu trebuie să abuzăm de duhovnicii noștri pentru orice mărunțiș. Dar când simțim ispita noi și luptăm singuri, nu facem altceva decât din lăuntrul nostru să facem ce s-a întâmplat în Evanghelie. Se apropie Iisus și când să vină, nu mai deranja. Lasă, lasă, să nu cumva să vină. Păi nu vedem că, de fapt, în spatele întâmplării acesteia e diavolul care se teme că îi se trage freșul de sub picioare? De aceea, vă încurajez pe toți să ne deranjați. Să ne deranjați cu spovedanile, să ne deranjați cu întrebările, să ne deranjați, să deranjați pe Hristos. Pentru că de aceea e Dumnezeul nostru. De aceea se numește El Tatăl și prieten al nostru, ca să fie deranjat. Omul care nu vrea să deranjeze, să mă iertați că spun, este un egoist plin de mândrie, care spune că se descurcă singur, sau care crede, chiar dacă nu spune, că se descurcă singur. Ori în lumea asta, nimeni nu se descurcă singur decât să facă păcatul. La altceva, nu ne descurcă. Când aude șoapta asta, ce zice Hristos? Nu te teme, crede numai. Asta e încurajarea ce ne pune Domnul Iisus fiecare dintre noi pe inimă. Să nu ne temem. Doamne, dar eu am probleme grave. Eu am situații foarte dificile. Dar în familia mea, în sănătatea mea, în jurul meu sunt lucruri foarte grave. Și Domnul îi spune, nu te teme. Crede numai. Vedeți? Dragostea alungă frica. Și te umple de credință. Dacă stăm în fața Domnului Iisus Hristos, dacă venim cu mintea noastră la Hristos, El ne spune minții noastre, nu lăsa influențele din afară să te bage în frică. Nu lăsa nici cele din trupul tău, din lăuntrul tău să te tulbure, să te deranjeze. Apelează la Hristos. Alungă toată frica. Cum zice David, i-aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Și cheamă-L pe Hristos în casa ta. În familia ta, în mintea ta, în trupul tău, în inima ta, în sufletul tău. Și Hristos vine. Și când vine acasă la Iair, și aici se întâmplă ceva interesant. În Evanghelia după Matei zice că i-a găsit pe cântăreți, pe instrumentiști. Știți ce erau aceștia? Poate că ați văzut la țară, mai era mai de mult bocitoare. Să mă ierte, Bun Dumnezeu, la iertare. M-am speriat când am văzut la ce nivel poate să ajungă omul de teatru și de fățărnicie. Când începe să urle, măi, că cine ai lăsat, că nu știu, se oprește brusc, vezi că mai trebuie colaș pe Andreea când avea și iar începe, tu luaie, că te-ai dus. No, în felul ăsta, ce se întâmplă? Hai să încercăm un pic să mergem la esență. Se provoace durere în inima celor din familie, deci să-ți frederească un pic acolo, să-mi ierte Domnul, că mai suntem și unii dintre noi preoții care am mormântări, facem tot așa. După ce omul are o rană, hai să mai împung un pic ca să-mi doar un pic mai tare. Cam asta făceau. Și se apela la ce? La sentimente, la emoții. Lacrimogenisme, zicem noi. Știi ce face Hristos cu aceștia? Afară. Out! N-aveți ce căuta.
Nu intră Hristos în casa lui Iarim până nu-i scoate pe cântăreți afară. Și spuneam duminica trecută la nuntă, Sfântul Nicodima Ghioritu dă exemplu ăsta și spune, stați că aceiași cântăreți care erau și la mormântări, la evrei, erau și la nunți. Și când veneau cântăreții la nunți, trebuia preoții să plece. N-aveau voie, să știți, așa spun canoanele bisericii. Când intră cântăreții, muzicanții cu muzică lumeasă și cu tanțuri, preoții obligatoriu trebuie să plece afară. Dacă nu pleacă, să nu mai fie preot. Trebuie să fie pedepsit. Deci 40 zile nu mai ai voie să slujească liturghia dacă stă la o nuntă cu balamuc. Dar zice Sfântul Nicodima Ghioritu, stați, că rânduiala asta s-a dat nu pentru ca să-i scoateți voi pe preoți afară de la nuntă, ci s-a dat pentru aceia cu inima mai împietrite care nu vor să facă nunta fără balamuc. Că zice el, Sfântul Nicodim, dacă voi îi scoateți afară pe preoți și îi băgați pe instrumentiști ăștia, practic îi scoateți afară pe îngeri și îi băgați pe draci. Și atunci nu mă mirați că se destramă căsniciile, nu vă mirați că casele voastre se dărâmă și n-aveți fericire. Pentru că voi vă construiți pe izgonirea preoților din mijlocul vostru fericirea. Vedeți ce face Hristos? Se scoate afară. Ei, să știți, când vrea Hristos să intre în inima noastră, nu se poate împăca Duhul Lumii cu Duhul lui Hristos. Când vine Hristos înăuntru inimii noastre, înăuntru sufletului nostru, chemat de mintea noastră, nu poate să se împace, zice la un moment dat Evanghelia, ce legătură are Hristos cu veliare? Sau întunericul cu lumina? Niciuna. Nimeni nu poate să slujească la doi domni. Noi asta credem. Știți de ce suntem nefericiți? Pentru că mintea noastră ne spune, mă, bine să mergi la biserică, bine să citești, bine să te rogi. Dar fă și celelalte, că toată lumea le face. Ei, nu se poate. Sunt două duhuri diferite. Și Hristos se scoate afară. Ieșiți afară cu totul. Și uitați-vă ce face în continuare. O prinde pe fată de mână, fetiță, scoală-te, ridică-te. Te prinde inima noastră, se atinge de inima noastră și în momentul în care Hristos atinge de inima ta, te trezește din somnul morții. Te ridică. Și fetița a înviat și inima învie și zice că i-a spus, dați-i de mâncare. Și aici e interesant, că după ce inima învie și se unește cu mintea și cu sufletul, nu mai poate fără să se hrănească din trupul și sângele Domnului. Nu poate! Dacă nu tânjești după Sfânta Împărtășanie, înseamnă că încă ale tale, chiar dacă sunt acolo, nu s-au unit. Nu sunt unite cu Hristos. Dacă nu-L cauți cu toată inima pe Hristos în rugăciune, în Evanghelie, să citești Scriptura, înseamnă că undeva inima ta încă hibernează. Încă e moartă. Stați că Domnul îi spune cântăreților, le spune, ieșiți afară că ce zmior căița că aici, că fata n-a murit, ci doarme. Și l-au luat în râs. Uitați-vă cât de mulți oameni iau în râs atunci când noi vrem să fim credincioși. Cât de mulți ne iau în râs pentru că vrem să ținem rânduiala Scripturii și a Sfinților Părinți. Cât de mulți ne iau în râs că nu vrem să trăim împreună cu Duhul Lumii, că nu vrem să acceptăm toate păcatele lumii, că le spunem pe față. Așa cum zice Scriptura. Ce mai degrabă osândiți-le pe față. Nu putem să tăcem în fața tăvălugului de păcat ce ne împresoară. Că dacă tăcem, ne compromitem și noi. Adică ne dezlipim inima noastră de suflet și de minte. Nu mai avem legătură. Și atunci, vedeți, vindecarea noastră în felul acesta trebuie să se producă. Haideți să chemăm mintea noastră, inima noastră, sufletul nostru la unitate. Și la unitatea aceasta să-L chemăm pe Hristos, ca El să le sudeze, El să le împreune toate cele ale noastre ca să fim cu adevărat oameni așa cum ne-a făcut Dumnezeu, așa cum ne-a dorit Dumnezeu pentru veșnicie. Și în felul acesta vom simți că atunci când venim la biserică, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, cu cuvântul Scripturii, noi luăm pe însuși Hristos în noi și din momentul acela începem să trăim cu adevărat. Nu mai avem viață biologică. Avem viață reală. Hristos a venit să ne umple de viață. Și am venit ca viață să aveți și din belșug să aveți. Hristos vrea să fim plini de viață și asta înseamnă să fim fericiți non-stop.
Vedeți ce ofertă are Hristos? Știu, poate că mi se pare mai complicat. Mi se pare mai dificil. Dar totuși, dacă luăm modelul lui Iair și a femeii cu scurgere de sânge și ne plecăm în fața Domnului, mintea și inima noastră, cu smerenie și cu credință, El va învia și sufletele noastre și inimile noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului.